32 de camere generează un fel de câmp de nori, un mesh, cu iar un program software matematic recompune cele 32 de fotografii în acest avatar. Avatarul e prelucrat, se exportă niște măsuri, exportă măsurile pentru Size USA, măsurile corporale pentru proiectorie și se vede, vedeți o animație centimetri sau un... Ok, poți să le pui și pe ecranul mare? Sunt deja? Cred că e mai bine să le punem pe ecranul mare. Și să ai vise cu toate, pe ca să nu marci pe... Să ai reia din nou fără măsuri. Sau... Ok. Să se pur. Da, da, da. S-o faci o rotație. Olivia, da. Nu mai poate. Deci după scanare, softul matematic reconstruiește din cele 32 de fotografii corpul omenesc, vedeți ca un nor de puncte și acum urmează măsurile. Sami ia măsurile în centimetri. Pe baza acestor măsuri, vedeți, sunt peste 200, se constată asimetriile obișnuite ale omului și se dau exact indicațiile pentru croitorie. Orice croitor, având aceste măsuri, poate să facă costum pe măsură sau o rochie, să adapteze o rochie de designer exact pe măsura clientului. O altă aplicație este pentru măsuri de fitness, cum e volumul corporal, care indică un progres la o procedură de slăbire sau la fitness. Nu prin scăderea greutate, ci prin scăderea în volum, deoarece anumite persoane nu scad în greutate, fiindcă le crește masa musculară în detrimentul grăsimii. Și atunci un cântar nu sesizează acest lucru, pe când un body scanner sesizează. Și acum avem o altă aplicație, extragerea unor haine generice pe care le avem aici. Deci sunt niște modele standard. Eu vă întreb așa, pe haine. Cineva și alege îmbrăcămintea sau cum? Da, uitați, aici sunt mai multe variante de îmbrăcăminte care sunt deja în baza de date. Rochie, dress, pantsuit, casual shirt. Și din baza de date, nu, rămâi la haine, Sami. Da. Acum îi se selectează tonul feței, frizura și creează avatarul. O fotografie, se face o fotografie față una din profil, se introduce în baza de date și se scoate avatarul. Rămâi cu poza care e în default. Și ea un minut îmbrăcarea virtuală. Bun, cu cine ajută această îmbrăcare virtuală? Eu văd că din Europa. Acum rotește. Rotește... Da. Eu văd în magazin o roche, da? Și îmi place. Și poate n-am dispoziție să o probez. Da, da? Vedeți mai multe rochii. Sau mai multe. Cum okay. Faci? Bun, deci vin aici. După ce vă scanați, selectați din baza de date pe care v-am arătat-o mai multe outfit-uri și le probați, vedeți cum vă stau în 3D. Urmează să dotăm această aplicație și cu animație, respectiv avatarul dumneavoastră va putea să se miște ca pe un catwalk, să vedeți hainele drapate, dotate cu proprietăți fizice, cum se comportă în mișcare, pe dumneavoastră. După care alegeți, după ce ați ales haina, dacă în baza de
în stoc nu există haina respectivă, recomandați. Dacă există pe stoc măsurile dumneavoastră, o cumpărați direct din magazin. Cât de fidelă e reproducerea? 0,5% eroare. Deci, jumătate de centimetru. Care e uzual pentru orice probă. Ok, hai să mergem la schimb. Deci, clientul... Imediat. Merge, Cristi? Da? Da. Bun. Clientul intră în în fața scannerului, trage draperia, se schimbă, intră în scanner, se așează cu picioarele în dreptul amprentelor, își pune mâinile pe aceste mânere, ține capul ridicat, apasă pe acest buton în momentul în care poate să-și țină respirația și cele 32 de camere foto îl fotografiază în decurs de 6 secunde. Imaginile se recompun pe acel calculator și obținem acel nor de puncte și avatare. Care sunt contraindicațiile și care este prețul? Adică cu ce trebuie să fii îmbrăcat? Deci nu există contraindicații, doar să nu existe, să nu aveți lingerie sau costum de baie închis la culoare, deoarece ăsta nu este văzut de cameră, e o cameră obscură aici și camerele foto nu se sizează. Este un scanner pe bază de fotografie, n-are nimic raze laser sau alte unde, deci e o fotografie banală, nu are contraindicații. Iar costul unei scanere este de 30 de euro. Spuneți-mi altceva. Este singura în Europa, singura astfel de sistem? În Europa de Est. Sunt academii de creație de modă care au astfel de produse, dar și chiar producători de textile, de confecții, care folosesc acest scanner pentru a evalua dimensiunile demografice pe o anumită populație. Media la numărul 42 în Marea Britanie arată într-un fel, în altă țară altfel, știți, standardele diferite. Cu acest instrument, body scanner, industria textilă are un același nivel, același standard. Și de ce? Unde v-ați gândit la acest sistem? Să aduceți acest sistem? În primul rând, investiția este în rețeaua de publicitate indoor. Deci avem 18 plasme cu care dotăm magazinul și prin care vindem publicitate. Suplimentar față de publicitatea outdoor, unde suntem cel mai spectacular, cea mai mare media față de din Europa, era normal să vindem și publicitatea indoor. O altă aplicație a publicității indoor este Virtual Fitting Room, această cabină de probă virtuală. O să vedeți, mai avem o aplicație, dar cu haine 2D, care e foarte uzitată pe internet. Inițial de la ce am pornit și apoi am ajuns la concluzia că pentru a stimula industria autohtonă, creatorii de modă, care au ateliere mici de producție și pot onora în 7-10 zile maxim o comandă, este foarte potrivit acest sistem. Permiteți-ne investiție, cât a fost investiția pe acest moment? 50.000 de dolari. Și aș vrea să spuneți pentru cărui public se adresează? Ce gen de oameni credeți că vă folosi acest lucru? Clienții care nu au timp. Spre deosebire de celelalte mall-uri unde ești încurajat să ai plimbări foarte lungi, noi am ales soluția Department Store, fiecare etaj un raion specializat, astfel încât clientul vine punct pic cu un lovit, nu pierde prea mult timp. Dacă totuși avem această galerie de designer român care va avea succes și vor fi poți și la cabina de probă, iar probabil numerele disponibile nu vor fi prea multe, oamenii care nu au timp, dar vor, sunt iubitori de frumos și patrioți în același timp, deoarece în timp de criză Buy Romanian e o strategie bună, cabina de probă virtuală îi ajută să, chiar și de acasă,
să-și aleagă fitting-ul, să-l comande și să-l primească. Bineînțeles, după ce s-au scanat în prealabil în magazin. Rămâi în baza de date? Nu trebuie să vină el cu pașpoze? Nu, nu. Că primești pe e-mail fișierele cu toate măsurile, inclusiv cu avatarul. Chiar poți, sunt anumite softuri în care poți să-ți introduci avatarul și să te joci cu el, să participi pe Facebook, pe Second Life și alte lumi virtuale cu ființa, cu copia ta fidelă, ca să zic așa. Ce ar mai fi spus despre sistem? Ca model de business se numește mass customization. Deci haine pe măsură pentru publicul larg. Deci e un affordable luxury, ca să zic așa. Este o nișă între brandurile de lux care creează pe măsură, dar la prețuri foarte mari, și brandurile de mass market care creează mai ieftin, calitate mai mică și în China. Deci e o șansă pentru industria autohtonă, de industria ușoară în România. Aceasta este o aplicație similară Victor Fitting Room, populară pe internet, pe care vă alegeți din hainele de sus, asta e o rochie pe Lena Bersei, și probați, punând în dreptul umărilor, haina, rochia respectivă din mișcarea capului. Dacă vă dați în stânga sau în dreapta, o să vedeți că vă urmează. Da, dumneavoastră o selectați ridicând mâna asta, în stânga sau în dreapta. Dar nu cred că e pus aplicația acum, va fi diseară funcțional. Deci, atingând butonul right-left, acum aveți un tricou.